Salutare, prieteni, am revenit cu proiectul mașinii de semănat cartofi. Am ajuns într-un stadiu aproape final. Haideți să vă prezentăm ce avem aici. Am pus cuvele astea în care se pune cartoful. Deci acestea vin de jos pe lanț și le duce în pământ. Da. Are acolo opritorul jos. Acesta e opritorul. Da. Să nu curgă cartoful jos. Da. Fiecare cuvă este opritor. Așa. Atunci avem sapa care intră, care e reglabilă când circulăm pe drum până la ăsta, până la locul de semănat, o ridicăm sus să nu fie obstacol. Și pentru adâncime, care poate să fie dată adâncime, fiindcă are găuri. Da, are găuri și se, la adâncimea care e. S-a montat și pe o țapă, văd că e de un fier foarte rezistent. S-a făcut asta. Și mai avem depus sapele de îngropat, care vin aici așa, care îngropă. Cu asta merge să se bage cartofii direct în pământ, nu mai trebuie să facă rânduri, așa-i? Da. Văd că e pusă pe ax, e mecanică. Un ax mecanic, puteam să o pun și pe rulment, dar fiind în grabă, a rămas pe câmp mecanic. E mult mai bun mecanic. Acesta este proiectul, o să revenim cu filmare când va fi gata, o să revin cu filmare și de la semănarea cartofilor. Vă mulțumim pentru filmare, aștept păreri, aștept să vă abonați dacă v-a plăcut, un like, o zi bună, la revedere!